Salutare și bine v-am găsit la probabil ultima parte din God of War. Haideți să continuăm și să vedem ce mai reușim să mai facem cu prietenașul nostru Kratos. Dacă o să reușim să scăpăm din iad și să revenim la viață și să mergem după Ares să-l omorâm, pentru că merită să moară. Și nu uitați de like, share și subscribe. Hai să vedem dacă putem să-l facem pe Kratos să reînvie, să scape din iad. Trebuie să reușim. Mam, trebuie să nu ne ia niciun cuțit de ăsta pentru că o să picăm. Da, n-am făcut bine. Mam, ești nebun la cap. Wow, nu o să fie ușor deloc. Kratos, trebuie să scapi de aici. Trebuie să mergi după Ares și să-l omori și să terminăm jocul și să începem partea a doua. Oh my god, nu cred! Nu cred! Nu cred! Oh my god! Tu-s probele, mami tale! Oh my god! Mamă, nici mâine nu mai trec. Nici mâine nu mai trec. Mamă, am trecut cu Kratos, frate, prin tot felul de încercări, bă, challenge-uri. Mamă, năsăracul, l-am terminat de tomul. Bă, e terminat, un săracu. Na, nicio șansă. Ești nebun la cap. Nu am nicio șansă. Mamă, am început prost rău, deja. Na. Ma! Păi nu mi-a dat timp. Păi nu mi-a dat timp, ești nebun. Pua, nu mă așteptam, frate. Calm. Nu. Bă, ești prost. Dă-te în gâtul tău. Vrei să te readuc la viață? Sau nu? Vrei să scapi din iad și să te duci după Ares? Sau nu vrei? Mă, băiatule, bă. Spune, bă, să știu ce să fac. Că dacă nu vrei, nu vrei. Dă-te în gâtul, mă. Mă enervez rău, nu. O să fie ciudată chestia aici. Da. Nu mai e de mine chestia asta să stau, să... Nu, deja mă enervează, nu. Am început prost rău, nu. Nu o să poate așa ceva. Nu, fugi de aici. Du-te morții tăi. Deja au trecut 3 minute și n-am reușit să urc doar două d-astea. Ma, vai de capul meu. Du-te, mă, morții tăi! Cum, mă, dracu, să te duci spre stânga când eu ți-am dat să te duci în sus? Mă, vezi tu care e șmecheria? Câteodată trebuie să dai mai tare, câteodată nu. Asta e șmecheria, uite, vezi? Wow, nu cred că am reușit să trec de primul de ăsta, că mai avem încă un. Sper să rămână salvat. Doamne, să rămână salvat. Acum trebuie să mă lupt iară cu inamici.
Mamă, nu cred. Am reușit. Am mai vreun? Nu. Stai să bem o gură de whisky-an, să ne dregem, să nu ne mai enervăm. Sau poate cine știe, ne enervăm mai rău. Bun, hai. Calm, calm, deci gata, am văzut, calm. Bă, frate, în God of War ăsta, acum, în astea noi, nu e chiar așa de greu jocul, mă, frate. Adică e greu la boss-ii ăia, în misiuni secundare. Dar așa nu prea e. Nu prea am avut chestii de-astea de făcut în ăla. Gen în Ragnarok, sau în ăla din 2018. Mamă, deci aici e mai complicat. E mai complicat aici, ești nebun la cap. Mamă, nu, my God. Mi-am pierdut orice speranță. Ia uite-te ce trebuie să fac ca să scap din iad, ești nebun. Mamă, să vezi când o să reușesc, să vezi, și după aia când o să mă duc să mă lupt cu ăsta, cu Ares, mamă, să vezi ce o să-i fac, băgameș. Bă, stai așa că... Să vedem care e șmecheria. A? Asta e șmecheria? Mamă, hai mă, tot mai am o de-asta. Mamă, încă una, du-te în gâtul mătii. Că nu cred așa ceva. Nu cred că am reușit. Am reușit! Uhu! Super! Ia nu lua astea, poate mă lupt cu cineva pe aici. A? Nu mă lupt cu nimeni, dar hai că nu-mi trebuie. O, da, lung e drumul ăsta, mă, nu mai ies de aici, din iad. Deci n-a fost bun traseul ăsta. Ne-a dus către un chest. Bun și ăla, da. Ia-mă, la ce pot să mai fac update la ceva? Bagă-m aici, hai, la săbi. Poate reușesc să fac maxim. Cred că level 5 e maxim. Da. Am reușit să fac la 3 de-astea maxim. Eu zic că e bine. Mamă, deci îți dai seama ce a făcut Ares cu Kratos. L-a făcut să-și omoare familia. El s-a gândit, băi nene, dacă își omoară familia, gata, nu mai are pentru cine să... Să mai trăiască, să zicem, adică așa, să se mai gândească la ei. Știi, să aibă sentimente pentru cineva. Ăsta a fost planul lui Ares. Că ce a zis, gata, o să-l fac războinicul meu cel mai bun. Dar nu i-a reușit planul, pentru că el nu și-a creat războinicul suprem. Și-a creat răzbunarea. Și-a creat omul care o să vină să-l omoare. Căprițelor, hai că mă enervați. Lăsați-mă că vreau să mă duc după ăla. Vreau să mă duc după Ares, să-l omor. Bă, chiar îmi place că am ocazia să rejoc seria asta pe canal. Și pentru mine, gen. Chiar vreau să-mi reamintesc ce s-a întâmplat cu Kratos. De unde a început totul, știi?
Îți dai seama, mă, frate, să... să moară și acum să lupte în iad ca să, să scape, frate, să... să-și revină, știi? Să revină la viață. Foarte tare. A, apar d-alea, mă, vezi? Omori inamici și apar d-alea. Cred că ăsta e ultimul drum. Cred că facem ăsta acum și... o să ieșim din iad. Kratos o să reînvie. Chiar nu mai știam de ce este el alb, așa știi? E gen, a pus un blestem asupra lui, aia, oracolul, baba aia. A... și gen... sau acum nu știu dacă baba aia, dar a pus cenușa... familiei lui, pe el. Gen, ca să trăiască mereu cu chestia asta, știi? Să nu uite niciodată. Că și-a omorât familia, știi? El de-aia este alb. Am. Doamne ajută. Să fie ultimul drum. Să nu trebuiască să mai fac ceva pe aici prin iad. Să scap naibii. A, tot mai am, tot mai am. What the fuck? Tot trebuie, mă, să mă mai lupt cu ăștia. Hai că n-a mai apărut nimeni. Ce avem noi aici? Hai, mă. Nu vrea. Ești nebun? A, gata. Gata, mă. Ieșim din iad, gata. Kratos. Revine. Și e mai nervos ca niciodată. Și mai răzbunător ca niciodată. A, vezi, mă, unde... Bă, ești nebun. Ia uite-te, mă, frate, bă, ăsta chiar... Așa e, bă, vă auziți aminte de ăsta, că ăsta ne săpa groapa. I only finished digging just a moment ago. Who are you? Now that is an interesting question. Nu vrea să ne zică cine e. But for now, you must hurry. Athens needs you. But how did you know I was... Athena isn't the only god keeping watch on you, Spartan. Complete your task, Kratos. Asta știe cam multe despre noi. Will forgive your sins. Și că... ok. S-ar putea să fie Zeus ăsta. A zis să... termină-ți misiunea și poate zeii te vor ierta pentru ce ai făcut. Vezi tu, bă, mamă, ce tare, ăsta era mormântul lui Kratos, frate. Mamă, ce mișto. Bă, dar îmi pare rău că nu pot să rejoc și astea, mă. Jocurile astea două cu God of War, Chain of Olympus și Ghost of Sparta, parcă așa se numeau, de PSP, bă. Bă, deci mă oftig rău de tot, că erau foarte mișto alea, știi? Dar nu le am aici să le joc pe PS5 din stream, deci nu le ai. Singura șansă e cu emulator de PSP pe PC sau să-mi iau un PSP. Erau foarte mișto, adică tot așa, lungi, story de 5 ore și ceva, adică nu e gen să-și, bă, aia, e un, ca un fel de DLC, nu. E joc al lumea, dar nu știu de ce au ales să facă gen doar de PSP, știi? Chiar aș fi vrut să le rejoc, că mi-au plăcut foarte mult, le-am jucat pe PSP, le-am terminat, mi-a plăcut mult. Și are legătură cu povestea, știi, na, e chiar mișto. Dar asta e, din păcate, nu putem să le rejucăm, dar cine știe, pe viitor poate le bagă ăștia aici să le jucăm.
Mamă, ce abilitate, frate, uite-te și tu acum. Ce repede îi omor pe ăștia. Deci chiar foarte mișto. Și săbile acum au level maxim și dă damage mai mult. Ia uite, deja gata, am scăpat de ăștia. Și într-adevăr, știți de ultima dată că mi s-a dat joc, cum am dat din greșeală să se dea pe modul mai ușor, știi, mai easy. Nu mi-am dat seama, știi, și am tot umblat prin meniu, dar nu găsesc să mai dau la normal. Să fie normal, știi, cum le joc eu. Cum l-am jucat până acum, da, asta e ce să mă... Acum nu e nicio problemă. Aoleu, mă omor, bă. Oricum, jocul ăsta și dacă îl dai la low, tot e hard de jucat. Acum am și update-uri la astea ca lumea, știi? Săbile au level maxim. Ia uite-te! Băi, ești nebun. Mamă, cât țin amici aici, frate. Că nu mai e nimeni. Nu viață. Hai, dale albastre, vreau așa. Bă, ce să mai, pentru vremea lui a fost un joc extraordinar de bun, frate. Extraordinar de bun. Deci îmi place și acum că rejoc jocul ăsta. Deci îmi place maxim. Chiar un joc, o serie foarte bună, frate. Toată seria God of War. Acolo, că putem să rejucăm God of War 2, 3, Ascensiunea, o să le jucăm, o să le rejucăm. Pentru că merită. Și sper să vă placă seria asta, să lăsați voi un like acolo, un share. Hai cu share-ul ca share-ul, dar măcar să vă abonați și să lăsați un like. A, eu trebuie știu zona asta. Mama, a distrus ăsta tot aici, băi, ești nebun. Deci chiar nu ai să... Nu ai opțiune să mai dai... Știi? N-ai nicio opțiune. Să dai, știi, asta, dificultatea. Ia uite-o pe asta, bă, a omorât-o, bă. Kratos. Return. Ah, te-ai întors, dar prea târziu. Ma. Ares has taken Athens. There is no more hope. Mamă, a luat-o pe Athena, Ares. Ma. Stai liniștită că o să salvez situația. Ce putem să mai facem noi pe aici? Uite pe asta, că îmi place asta. Cap de meduză... Nu prea l-am folosit. Nu prea e folositor în joc. Tot mai trebuie. Deci sabia asta e foarte folositoare. Să zicem și trăznetul Zeus te mai ajută, ăsta nu prea l-am folosit, ăsta e foarte bun atacul ăsta cu trăznete, ăla Rage-ul nu prea l-am folosit, ați văzut, și săbile lui, evident, sunt bune. Ne pregătește jocul.
Îți dai seama, trebuie să ne luptăm cu Ares. Kratos had traversed the desert of lost souls, bested the deadly traps of Pandora's temple, and escaped Hades itself. There was but one task left. Zeus! Iau-te-l! Do you see now what your son can do? Și că Zeus, vezi ce poate face fiul tău? But her city lies in ruins before me. And now, even Pandora's box is mine. I-auzi? Păi da, bă, dar cine ți-a luat cutia Pandorei? Eu ți-am luat-o. Adică am luat-o pentru mine și mi-ai furat-o. Kratos returned even from the underworld. Bă, mă întorc de oriunde aș fi, mă, eu mă întorc. You send a broken mortal to defeat me, the god of war? Și că ai trimis un nemuritor, Zeus, ca să mă omoare pe mine, zeul războiului? Bă, să știi că da, o să te omor. After thousands of years, Pandora's box was free. Hai că l-a păcălit, ia uite. Gata. Avem puterea zeilor acum. Mamă! Super! Altceva, acum suntem egal, nu? It is weak as the day you begged me to save your life. I am not the same man you found that day. The monster you've created has returned to kill you. Monstru pe care l-ai creat s-a întors să te omoare. Monster is Kratos. O să vezi cine e adevăratul monstru, Kratos. Aoleu. Ma. What the fuck? Ma! Ce mișto, bă, ești nebun! Hai de capul meu! Hai să folosesc toate astea, că îți dai seama. Bun, văd că-mi dă viață, e bine. Oh my god! Stai mă cu minte, mă, că n-ai nicio șansă, bă, nebunule, treci încoa. Aoleu, shit, shit, oh my god. Mamă. Oh my god. Hai mă, treci încoa. Bravo! Aole, n-a reușit! Ce-aia mă, e complicată treaba. Ma! I-am luat eu viața, dar... Mai de capul, hai de capul meu! Hai că trebuie să țin... Nu, mă, no, 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 ești nebun. Ce mă, ești prost? Ia uite, bă, frate. Nu o să pot să-l fac aici, ești nebun. Trebuie să fiu atent la ce mi-apare să apăs. Ia. Mam. L-am enervat rău de tot. Bă, ești nebun? Ia-l, bă. Te-am învățat multe căi să omori oamenii.
Perhaps there is a chance you can undo the deeds of the past. The nightmares that had haunted Kratos for the past 10 years had now taken form and substance. Ia uite bă ce-i face, frate. His past stood before him. Îl face ca să vadă trecutul, frate, să vadă ce a făcut. Să-l distrugă psihologic, știi, că asta e, asta nu te-am învățat. Să distrugi pe cineva psihologic. Știi că poate să fie adevărat? Oh my god. Oh my god. Trebuie să-i protejez de mine, ești nebun? Să-mi protejez familia de mine. Nu poți să pui nimic în fața mea ca să mă oprești. Lăsați-mi familia în pace. Ma. Oh my god. Uite, bă. Mamă, lua, bă. Mamă, câte puncte am făcut, ești nebun? Mamă, câte... De unde naiba am luat atâtea puncte? Mă, păi pot să fac toate update-urile astea, ești nebun? Sau nu chiar? Mamă, câte puncte am strâns. Bun, maxim și ăsta. Super, două de-astea mi-au rămas, pe care n-am reușit să le fac maxim. Dar cred că level 3 la ambele erau maximum. A, păi stai, tot mai am? Bă, ce sunt? A, stai. Că mai am. Păi dacă mai am, de ce să nu le folosesc? Super. O rage, o rage, că nu se mai poate. Mă, frate! Dar îmi dă viață ceva, s-ar putea, nu? Nu, nu, nu cred. Mă gândeam că îmi dă viață și din alea albastre dacă îi iau în brațe. Am dat mai pe lângă, ești prost. Hai că stau bine ei cu viața. Trebuie să-l omor pe handicapatul ăla care dă cu trăznete. Ăla e problema. Nu te-ai în gâtul, mătii. Mai a apărut unul. Hei! Uite, bă! Aaa, uite, bă, când iau în brațe, le dă viață lor, mă. N-am observat chestia asta. Hai că am reușit să-mi salvez familia, așa, între ghilimele, că na. Îți dai seama. Do you see, God of War? You took them once! But you'll never have them again. You cannot save them, Kratos.
You gave them up in your quest for ultimate power. There is a price to pay for everything you gain. Not that price. I didn't want them to die. No price is too high for what I offered. And you rejected me. A god! Mamă, neasăbile. You will have no power, no magic. All that is left for you is death. Ma. Îți dai seama că el ne-a dat săbile. Acum ni le-a luat. I-a omorât din nou. Stai că a văzut el ceva. The battle was not over. The gods, it seemed, had a final gift for Kratos. Deci nu mai avem nicio putere noi acum. I still have allies in Olympus, Ares. Now you will see how strong I am. Deci că mai am aliați în Olimp. Acum o să vezi cât de puternic sunt. Da, stai să vedem. Că nici nu știu ce trebuie să fac aici. Oho, nu se poate așa ceva. Ma! Oh my god. Ma! Ești prost. Ma. Dar nu înțeleg de ce nu pot să-l mai lovesc acum. Trebuie să-i dau cu heavy attack. Ești nebun. Păi dar nu pot să-l mai atac, mă, ești prost. Mă omoară. I am dead. Bă, și începusem bine. Dar nu știu cum să mă feresc de atacul ăsta. Bă, dar eu dau să bareze atacul, dar nu barează niciun atac. Credeți-mă. Nu am nicio șansă. Oh my god, nu poți să-l bati, ești prost. Hai mă că poți, hai mă că poți, băga miaș. Bravo. Bravo. It was I who saved you in your time of greatest need. I haven't forgotten, Ares. I remember how you saved me. That night, I was trying to make you a great warrior. You succeeded.
Mamă, ce tare. I-a zis, nu uita că te-am salvat. Știu că m-ai salvat, dar... Na. Și ci că în seara aia, când te-am făcut să-ți omor familia, am vrut să... Am făcut chestia asta ca să devii mai puternic. Și i-a zis Kratos, chiar ai făcut-o, m-ai făcut mai puternic. Și chiar l-a făcut. A omorât un zeu. Pe Ares. Kratos had done me impossible. A făcut imposibil. Defeating a god. Un muritor a omorât un zeu. Ares nu mai există. Zeul războiului e papa. Noul zeu al războiului este Kratos. Dar uite ce s-a întâmplat după ce a făcut chestia asta. Out. The city had been saved and would thrive again. The same could not be said for Kratos, for as he sought to rebuild his soul with the help of the gods, the truth was revealed to him. Athena, rid me of the memories that haunt me still. You have done well, Kratos. Though we mourn the death of our brother, the gods are indebted to you. We promised your sins would be forgiven, and so they are. But we never promised to take away your nightmares. Ah. No man, no god could ever forget the terrible deeds you have done. In the end, knowing the visions of his past would never leave him, Kratos made his way to the bluffs overlooking the Totul să aibă coșmarurile. I-a zis Athena, nici zeii nu pot scăpa de chestia asta. Și uite, vezi, de aici a început jocul. Azi, dacă nici zeii nu mă pot ajuta, mă omor. Nu mai există speranță pentru mine, mă omor. Vezi? Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. After 10 years of suffering, 10 years of endless nightmares, it would finally come to an end. Death would be his escape from madness. Deci ce azi, mă omor ca să scap de toată nebunia asta? The fate of Kratos was not as it seemed. The gods had other plans. Dar nu i-a reușit pentru că zeii au alte planuri pentru el. Borne aloft like a feather. Iaute. Kratos found himself risen from the sea and placed on solid earth. You will not die this day, Kratos. Nu o să mori în această zi, Kratos. Who has performed such service to perish by his own hand. Zeii nu acceptă ca cineva, cum a fost Kratos, ce a făcut el, știi că l-a omorât pe Ares, adică să omoare un zeu, ce a făcut el, că a făcut un lucru bun pentru ei, gen, nu acceptă să moară de mâna lui cum ar veni. Take these stairs, Kratos. They lead to your ultimate reward. Că du-te pe scările astea și o să te ducă la răsplata ta supremă. Ia hai mă să vedem despre ce e vorba. Suntem pe muntele Olimp. Mamă, ce mișto, suntem la tata Zeus aici. Super. Tronul ne așteaptă, tronul. Îi luăm locul lui Ares. Zeii nu ne-au lăsat să murim. Au alte planuri pentru noi. Kratos, ăsta e tronul tău, tată. Ăsta e tronul zeului războiului. Și așa se încheie prima parte din această minunată serie. Zeul războiului. Throughout the rest of time, whenever men rode forth to battle for good cause or for evil, they did so under the watchful eye of the man who had defeated a god. They were driven forward by Kratos, the mortal who had become the new god of war. Foarte mișto, foarte mișto ce să ai. Felicitări,
ai cucerit God of War. Bă, ce să mai... Foarte mișto. Foarte mișto, mi-a plăcut foarte mult să rejoc această primă parte, să-mi reamintesc povestea. Ce să mai... A meritat. Kratos se va întoarce. Știm, știm, și de câte ori, de câte ori. Și o să se mai întoarcă. Dar e un lucru bun, că e un joc foarte bun și chiar suntem atașați de Kratos și ne place să jucăm jocuri cu el. Foarte frumos, frate. Chiar mi-am reamintit, eu nu mai știam ce s-a întâmplat, știi? Acum am înțeles ce s-a întâmplat cu Kratos, cum a făcut rost de săbi, de unde vin săbile, ce s-a întâmplat cu familia lui, cu prima familie, că na, acum are o... Și acum, de fapt, a avut o a doua familie, că na, faia a murit. Îl mai are pe Atreus. Bă, mi-a plăcut foarte mult, v-am zis. Sper că și vouă la fel. Și în continuare o să continuăm cu partea a doua, cu God of War 2, după aia cu 3 și ascensiunea. Uite, aici ne arată cum a făcut, cum a făcut ei jocul. Ce am, îți dai seama, jocul ăsta e făcut în 2005, adică... I-a apărut în 2005, că ele, ăștia au lucrat la el, îți dai seama, din 2003, 2004, 2002. Mișto. And basically, it came from Dave Jaffe's head. There were so many ready-made play mechanics and gameplay mechanics in the Greek myths already that it was just like Medusa's head and Zeus's thunderbolts and battling cyclopses, and that mixed with just my love of the material was like, okay, this is what we got to do. We got to do this game. Bă, chiar un joc bun. To me goes, what do you think about Greek mythology? I was immediately intrigued by it. When they said, hey, we're thinking about Greek mythology for God of War, I was like, yeah, let's definitely do that. The creative director of the game, Dave Jaffe. Acum am înțeles că genul ăsta nou care o să apară prin 2024, cred, garantat, 2025. O să fie cu mitologia egipteană, cu asta știu, o să fie prin Egipt, o să fie mișto, dacă chiar așa o să fie. We wanted to bring combat, exploration, navigation, puzzle solving, all of sort of the classic elements of the genre, but we wanted to bring those to players in a fresh way, in a way that they haven't really seen before. Ce să spun, jocul ăsta trezește la multă lume, multe amintiri plăcute, știi? That's the whole idea behind God of War. It's not just a game, it's an adventure like a movie. N-ai ce să îi reproșezi la jocul ăsta. Și la toată seria, adică n-ai cum. The sheer amount of concept art and work that went into developing all the characters. E un joc de nota 10, nu? Toată seria n-a ratat, adică n-au dat greș cu nicio parte. Toate au fost de nota 10. De-abia aștept să începem partea a doua. V-am zis, nu o să pot să le joc pe cele de PSP, că n-am cum, dar poate cine știe pe viitor. What I was really going for. După ce terminăm cu seriile astea, o să vedem ce joc. Adică continuăm cu ăla, cu Star Wars Jedi Fallen Order, că o să apară și partea a doua la ăla și să-l avem terminat pe primul. Și vedem, avem multe jocuri de jucat, dar timp să avem, îți dai seama. But exactly how the game ended up looking the way it did was really you'd have to ask the artist. Charlie Wynn has been part of the studio for quite some time, and what he's brought to God of War is extremely valuable. A lot of my job is to create images of what the game feels like. The mood of the game is dark. The main character Kratos is a very disturbed character. Îți dai seama câți bani au făcut ăștia, frate, când a scos jocul ăsta și când au avut succesul pe care l-au avut în perioada aia. Cred că în perioada aia au făcut foarte, foarte mulți bani cu jocul ăsta. That was my direction to Charlie. The hardest part about making Kratos was that the storyline wasn't really there yet. And so I was trying to create a character that didn't have that story behind him yet. I just said, come into work and get angry and see what happens. What they came back with was their versions of anger and the things that they were mad at and the things that it was really kind of neat because you got to look at the concept art and kind of see how everybody dealt with anger and madness and chaos.
Cum arăta la început Kratos, frate, cum îl desenau ăștia. Everything. Every time we took away a piece of armor, every time we took away a helmet, a shield, we started seeing more of this animalistic side to this character. Once we got that, it was just an issue of whittling it down, you know, from those 15 images, all of which felt the most brutal, and said, out of all these 15, that's the one. Ia uite, uite, așa a apărut Kratos. God of War is our attempt to really elevate the action adventure genre to the next level. Foarte mișto cu chestiile astea, știi? Să-ți arate despre joc. Cum a fost creat și astea. Acum nu cred că mai sunt chestiile astea, doar că le găsești tu pe YouTube dacă le cauți. Dar gen în joc, după ce îl termin să-ți dea în meniu, nu mai găsești chestiile astea. Cred. Sper să nu vorbesc prostii. Well-known art package called Maya to do almost everything in our game. When we first started the game, it was how do you create beautiful lush environments that are high polygon count, high texture detail, beautiful lighting and just consistent through the game. Technologically, 4 or 5 years into a console, you know, most of the big problems have been solved, so it's just a question of doing it better than everyone else. You first start with the sheet, and the sheet is also known as collision. That's the very bare bones minimum level of detail that the player actually interacts on. Any of these walls that the player can't go beyond. So this is the confines of the level. This is what, you know, what you're actually playing in, but that's not what you see. That's what the game's running in the background. If I turn the sheet off, now you can see there's actual. Ia uite, tocmai ce vorbesc cu cineva. Vrea să-i dau The Callisto Protocol la schimb cu Gotham Knight. E bun schimbul, dacă reușesc să-l fac, o să avem Gotham Knight să-l jucăm. Am văzut că nu e cine știe ce, dar e bunicel, merită jucat. You know, very bright and you're in the desert and it's you know, it's to make you feel like wow, okay, it's a vast world, you know, it's really big world out there. God of War is it's gonna look real. Acum, ce grafică a avut jocul ăsta, frate, și ce grafică are acum, e din altă lume, frate. Ce erau jocurile atunci și ce sunt acum? Vezi tu, și atunci se făceau chestiile astea, vezi? N-am știut. Every character in the game starts out with a single pose that every single animation derives from. When I'm starting to move like this, bring in the base pose, and then kind of just start to block a few things out. Maybe even with general, just kind of moving the whole character all as one, getting the timing for things, and then building out from the pelvis. So get the pelvis motion right, then get the chest involved with the pelvis, and maybe start doing the arms. Come back with the legs, then finish with the head and the fingers. So, sort of whittling down until I get to that final look. The original vision, I think, what we wanted was very, very brutal. It's funny, because we were like, let's go find some fight scenes in movies, and that's how we want this guy to move, and that's how nasty we want him to be. And it's weird, because when we thought we'd find all these great movies, movie fights are really kind of tame when you think about it. And we actually ended up with only 2 or 3 movies that really, really obscure films too. That really, when you saw it, you were like, "Oh my God, that." Am înțeles că o să avem și o serie, un serial cu God of War. Ar fi foarte mișto. Merită jocul ăsta. Până la urmă, ce naiba, au făcut serial la The Last of Us, care e tot așa un joc bun. Dar i-a apărut cât de cât, nu e ca ăsta. Ăsta e o serie din 2005, frate. Jocul ăsta din 2005 tot apare, știi? Deci ăsta chiar merită. Cum e și Assassin's Creed. Assassin's Creed măcar a avut un film. A avut câteva short din alea, cum se numesc, clipuri din alea scurte, așa, cu Assassin's Creed. Very bright arena and it's just a big wide open space and I put the guys in that and deci chiar ar merita un serial. Ar fi foarte bestial. Un serial cu Kratos. The Medusa head animation, ripping the head off the Medusa, very long development cycle for that one. It was redone several times. We obsessed over it. I pissed off everybody. The animations aren't brutal enough. The art's not brutal enough. There's not enough blood. I want this game to make players just
go nuts and feel that sense of anger and chaos. Am dat ține chestia asta aici. Dar e interesantă, știi? We're really, really hammering the quality and trying to get it to be as top-notch as we can get it. There are several other games out there that are, that I would consider that are kind of the top tier in animation, and we're trying to either meet or exceed what they do. La partea a doua trebuie să dau totuși volumul puțin mai tare, că mi s-a părut că la partea asta am avut volumul cam mic. Trebuie să recunosc, nu prea, mai ales că nu are subtitrare. Nu prea s-a înțeles ce în cutscene-uri, știi? I would say this is the game I've been wanting to make since I was a little kid. God of War, from a production perspective, has been extremely challenging. There's a number of areas that, you know, we've really been pressed. Time, money, resources. Making the game was definitely a fight. Me and the team butted heads a lot. And there was this anger, I guess, that built up inside of me that I think I really transferred over to Kratos. And I looked at Kratos and I was like, that's me. I think we verbally abuse each other multiple times during the day. It's one of those, it's a great high-low thing. Ce mișto, bă, frate, e foarte mișto să lucrezi într-o echipă de asta, să faci un joc super mișto. Hopefully we can leave and we're happy with each other, and then we come back and we're happy with each other again. I'm always the guy that the engineers want to strangle because I try to absolutely push this engine to the max. We've wanted to strangle each other at least once a week. Prospect of beating the shit out of other workers has, you know, occasionally arisen. We have not actually had any fist fights on the game yet. Fist fights certainly aren't allowed in a professional environment. If we're going to get into a physical fight, it's going to happen in the next 3 months. We're going into the most stressful time of making a game, which is the alpha beta process. Alpha. 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 Alpha, baby. Alpha. Mamă, ăștia și-au dat tot sufletul, frate, pentru seria asta. Bravo lor. Se vede, frate, cât dedicație de partea lor pentru jocul ăsta, pentru seria asta. There are a couple of big bugs that people are working on. If we don't get them by 7, then we'll get them done by 8 or 9 or 10. Putem să fac chestia aia cu acele fantome în apă, să le iei, să le săruți, bă, ești nebun? Cum n-ai, bă, putem să fac chestia asta? Că m-am apropiat de ele, am dat pe R2, dar doar îmi zicea ceva despre ele, adică nu puteam să le fac gen ceva. Mamă, înseamnă că alea chiar îmi dădeau ceva, cine știe. Trebuia să le iei, să le săruți, ce n-ai, bă, le făcea Kratos? You know, 5 or 6 people in from the local colleges, and we'll sit them down in front of the latest version of whatever level we've been building, and we'll watch them play it, and we'll notice all of the things that they don't do right, or all the times that they can't find the way to solve a puzzle because we've obviously not highlighted it well enough, or if they can't see the door in the background, then we'll add an extra light in so it's highlighted. It's really kind of like making it's like making a movie. At the beginning of the project, we decided we were going to build a playtesting room in our office, that has proved to be a very good decision. There's our huge PlayStation booth. Okay. So good to be one of the big titles this year, so hopefully it'll get some attention that we think it deserves. Ia uite. Cel mai bun joc de PS2 în 2004. Ia uite, mă, mâncă. Cel mai bun joc de consol. Auzi câte premii, bă, frate, ești nebun. La fel ca și acu, frate. Și acu a luat tot felul de premii. Și jocul anului și prima parte aia din 2018. Acu a luat ăla, Elden Ring. Dar a luat și el o grămadă de premii pentru altceva. Cu toate că merita și pentru jocul anului, că a fost foarte bun. Ragnarokul. God of War is fucking rad. Bravo, bă, bravo. Ați făcut mișto. Ați făcut un joc foarte, foarte mișto.
Uite, God of War trailer, ia uite. Eu nu știu asta. Pe timpul ăla nu aveam eu internet. Nu aveam unde să văd trailerul. Ce mișto, frate. God of War. Mamă, ce tare. În martie 2005 aport. Creditul nu mă interesează. A, sunt multe, frate, aici. But it had not always been. Astea sunt toate astea din, am înțeles. A, super. A, uite, sunt mai multe chestii. Ce e aici? Ha, ce tare! Îți arată creaturile. Ce mișto, frate. Mișto. Multe chestii interesante pe aici. Ia uite, ăsta e modul cel mai șmecher, știi, adică cel mai greu. Dar nu e pentru mine. Cum a luat naștere bestia Kratos. When men ask for the origin of Kratos, the true tale was never known. The truth is that Kratos, like all men, began life as a child. But childhood in ancient Sparta was a brutal existence. Children deemed fit and strong were trained to be warriors. El e, frate, era mic. E povestea lui Băieș Nebun. Children were caged, sent to the mountains to fend for themselves. They were not expected to survive. Bă, nu cred așa ceva. Escaped the fate of the weaker children. His brother was not so lucky. Te vezi, este fratisul, că el are și un frate. Were now alone. Kratos would become legend, but the story of his brother has gone untold. Vezi, a rămas nespusă povestea lui fratisul. He had died years before. Coming of age in the underworld, he had but one desire: revenge against the brother who deserted him. Fratisul a murit, uite, și e în iad și vrea răzbunare. Băi, ești nebun? Fratisul vrea să se răzbune, cred că pe el, îți dai seama. Mamă, ce tare! Foarte interesante astea, frate. When it came to the... Aici ne zice despre moștri, ok, dă-i pe mei. În fine, gata, nu mă mai interesează, am văzut ce era de văzut. Foarte, foarte mișto, nota 10 la jocul ăsta, 10, 10, 10, 10, 10. Sper că v-a plăcut seria asta, v-am zis o să continuăm cu partea a doua. Abia vă aștept și acolo. Cam atât. Eu am fost gamerul de la țară și v-am salutat pe data viitoare.